să ne întoarcem la Cartea Sfântă, la lecțiile noastre astăzi, lecția a doua din ciclul Gânduri, gânduri de mândrie. Mândria întotdeauna este un păcat al minții, al gândirii, ce se poate manifesta sau nu în mod vizibil. Se poate observa cu ochiul liber că cineva e mândru sau poate într-o anumită împrejurare să rămână mândria înăuntru lui fără să fie evident. Numai că, spune Scriptura, citesc din Cartea Proverbe, capitolul 16, versetul 30, cine închide ochii ca să dea la gânduri stricate, cine își mușcă buzele, a și săvârșit răul. Să ne amintim și cuvintele Domnului Iisus care spunea, din inimă ies, și în lista acelor păcate care izvorăsc din interiorul omului, sunt menționate și aspecte legate de mândrie, între care trufia, ochiul rău, hula, manifestări ale mândriei. Vreau să afirm din capul locului că gândurile de mândrie, o gândire, un concept al slavei deșarte, este foarte periculos pentru om. Prin faptul că, așa cum spuneam, poate să rămână ascunsă, să fie ascunse aceste stări și când se dea în vileac să nu mai poată fi controlate. Mândria este un germen al păcatelor. De aceea se roga David în Psalmul 19, citesc versetul 13, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine, atunci voi fi fără prihană nevinovat de păcate mare. Să ne cercetăm așadar la lecția aceasta cu sinceritate. Doamne, se cuibărește în mintea mea mândria. Ce fel de mândrie? Cum pot să o elimin? Citește din Noul Testament, asta în plan religios, Coloseni, capitolul 2, pentru că pe bună dreptate spunea cineva că mândria se poate dezvolta și în mediul sfânt și în mediul păcătos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii pământești. E un paradox în acest verset. Deopotrivă apar cuvintele smerenie și mândrie. Smerenie în imagine, mândrie în fond. Să observăm mai întâi gândurile de mândrie și efectele lor, să încercăm să le identificăm, nu doar ca și teorie, ci dacă ele se regăsesc în viața noastră sau în modul în care suntem responsabili și putem să-i ajutăm și pe alții, să urmărim dacă sunt cuprinși de aceste gânduri și să-i conștientizăm, să-i ajutăm. Precizez de asemenea tot de la început că există și acuzații nefondate de mândrie. Amintiți când s-a dus David în tabără, în Valea Terebinților, fratele său Eliab, care era cel mai mare și David cel mai mic, i-a zis, citesc versetul 28, pentru ce te-ai pogorât tu și cu ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria. Noi îl știm pe David din Scripturi că e cel mai mediatizat om. A fost David mândru? Nu. L-a acuzat fratele lui pe nedrept. La fel se poate întâmpla să fie cineva într-o slujbă sau să fie plin de râvnă pentru Domnul și să fie acuzat că e mândru. Așa cum s-a întâmplat cu acuzațiile aduse lui Neemia, citesc din cartea sa, capitolul 6, versetul 6, dușmanii lui l-au acuzat spunând, în scris, se răspândește zvonul printre popoare și gașmul spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești zidul și se zice că tu vei ajunge împăratul lor. Nu avea Neemia astfel de gânduri. Scopul lui era doar, așa cum s-a angajat în fața împăratului, să rezidească Ierusalimul din dragostea sa, din mila sa pentru popor. Deci nu acuzații nefondate, să cercetăm cu sinceritate ceea ce este mândrie, concret, la o analiză corectă.
Am clasificat gândurile de mândrie în identificarea lor în 4 categorii, sau mai degrabă 4 domenii. Gânduri de mândrie generate de dorința de întâietate și de planuri mari. În general, oamenilor le place să fie cei din tâi și să fie mari. Să ne amintim de încercarea oamenilor de a construi un turn în țara Șinear, așa cum spune Genesa capitolul 11, știți ce i-a dus la planul acesta? Citesc aici în versetul 4. Haideți să ne zidim o cetate și un turn a cărui vârf să atingă în cerul și să ne facem un nume. Mândria unor planuri mari. În cartea Proverbe este scris capitolul 30, versetul 13. Este un neam de oameni a căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus. Știți că la noi, românii, e proverbul capul plecat, sabia nu-l taie. La alte popoare, alt proverb, capul sus vede toate. Numai că și capul sus înseamnă și mândrie. Să ne amintim de ucenici. Pentru că, așa cum spuneam, mândria cercetează pe toți oamenii. Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 1. Vorbim de gânduri. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Dar nu e interesat numai cine e mai mare acolo. Vă citesc Luca 9:46. Atunci le-a venit în gând. De unde vin gândurile acestea de mândrie? Care-i originea lor? Să știe cine dintre ei ar fi cel dintâi, cel mai mare. Se spune că în timpul războiilor lui Hannibal cu romanii au trecut printr-un sătuc foarte amărât de la poalele Alpilor, venind dinspre peninsula Iberică spre peninsula Italiei, și cineva l-a întrebat pe comandant, văzând cătunul acela, știu eu ce colibe aveau atunci și cât de săraci erau oamenii, a zis: oare și aici se luptă oameni, cine să fie primul? Și comandantul a spus: dar și el era comandant. Voi nu știți cum gândesc oamenii? Decât al doilea la Roma, mai bine primul aici. Pentru că tendința de mândrie, de a fi primul și de a fi mare, se manifestă în oameni încă din copilărie și până la bătrânețe. Un al doilea domeniu a gândurilor de mândrie. Gânduri de mândrie cauzate de evenimente de succes. Dacă om are tendință să fie mândru, în general, dar când are un succes. Să ne amintim de regele Amasia, citesc cartea a doua cronicilor, capitolul 25, versetul 11. Amasia s-a îmbărbătat și și-a dus poporul în Valea Sării, unde a bătut 10.000 de oameni din fiii lui Seir. N-a fost o victorie chiar atât de răsunătoare, dar spune aici în versetul 19, și nu uitați că sunt cuvinte rostite de un proroc în versetele anterioare, în care el este văzut ca și deja afectat de mândrie, și acum îi se adresează împăratul lui Israel. Tu te gândești că ai bătut pe edomiți și de aceea ți se înalță inima ca să te mândrești. Acum stai mai bine acasă. Pentru ce să strânești un rău care ți-ar aduce pieria ta și a lui Iuda? Dar dacă a bătut pe edomiți, a crezut că se poate bate și cu alții. Că așa e în lumea sportului, așa e în plan militar, cine învinge pe un altul, era un alt adversar și bineînțeles cu gândul că îl va învinge și pe acela. În aceeași idee citim Daniel capitolul 8 despre evenimente la nivel mondial și de ce nu viitor. Din pricina propășirii lui și zbândirii vicleniei lui, inima ei se va îngânfa. Va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutor vreunei mâini omenești. Pentru că
fiecare succes face ca oamenii sub impulsul demonic să se suie mai sus. Să ținem cont că și chiar succesele din casa Domnului, pe calea sfântă, pot să fie și ele un teren propice unei ispite de mândrie. Citim din Romani, capitolul 11, cuvintele Apostolului Pavel, versetul 20. Vorbind despre alternanța la mântuire între evrei și neamuri, adevărat au fost tăiate din pricina credinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te încânfa, dar, ci teme-te. Undeva un credincios a privit cu un aer de superioritate spre alții care au comis anumite greșeli. Nu era vorba de ceva păcate mari, pare mi se niște vorbe, s-au certat și spune, eu n-aș face una ca asta. Și n-au trecut decât câteva zile și cineva între rudenii lui l-a ispitit și a fost în stare nu doar să strige și să-l împingă pe celălalt. Și în urmă când cineva l-a întrebat, a zis, ce-i cu tine? M-am mândrit, frate. Am crezut că eu sunt un înger. Și când nu mai pot să mă duc la sol, eu zbor. Și mi-am dat seama că sunt doar om. Așadar, orice succes nu-l punem pe seama noastră, pentru că va cauza mândrie. Știți că Apostolul Pavel a fost ajutat de Domnul ca să nu se mândrească. Succesele nu ne aparțin, îi aparțin lui Dumnezeu. Să-i mulțumim și să rămânem smeriți. Un al treilea domeniu, gânduri de mândrie susținute de o anumită stare, situație, fie o putere politică, economică, militară, socială, sau frumusețe fizică, putere fizică. Oamenii de regulă se compară, se uită la altul, e pe o scară socială inferioară. Este mai micuț, mai slăbuț, nu-i frumoasă ca mine, vedeți, sunt în lumea asta concursuri de frumusețe, atâtea forme prin care oamenii se bat, fie întreceri sportive, fie alte forme de clasificare, de top. Și în mod deosebit, cei care rămân în top mai multă vreme, cei care au anumită putere, sunt izbiți de mândrie. Să citim câteva referințe biblice în privința aceasta. Începem cu împăratul Asiriei, cartea a doua, împăraților, capitolul 19. În vremea aceea, în zona respectivă, era cea mai mare putere Asiria. Și după ce a avut un șir de cuceriri, a ajuns la Ierusalim cu gândul să cucerească cetatea, împărat atunci era Evlaviosul Ezechia. Iată ce citim aici de la versetul 23. Prin solii tăi ai batjocorit pe Domnul și ai zis, cu mulțimea carilor mele am suit vârful munților, coastele Libanului, voi tăia cei mai înalți cedri ai lui, cei mai frumoși chiparoși ai lui și voi atinge creasta lui cea mai înaltă, pădurea lui care este ca o grămadă de poame. Am săpat și am băut ape străine și voi seca cu talpa picioarelor mele toate râurile Egiptului. Și Dumnezeu îi spune, n-ai auzit că eu am programat și te-am folosit pe tine, scrie în versetele următoare. Și citim aici, în versetul 28, pentru că ești furios împotriva mea și pentru că trufia ta a ajuns până la urechile mele, de aceea voi pune belciugul meu în nările tale și zăbala mea între buzele tale și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit. În cartea a doua cronicilor, să cucerească Ierusalimul și aici, prin cuvinte, ne dăm seama cum au fost acele gânduri. Și pe aceștia îi voi cuceri. Nu-mi pot să stea împotrivă. Dar mândria lui l-a dus nu doar să-i umilească pe evrei, ci și pe Dumnezeul evreilor. Iată ce citim tot despre el în cartea profetului Isaia, capitolul 10. Pentru că-și gândurile de mândrie nu pot să treacă neobservate înaintea Domnului. Citim de la versetul 12. Dar după ce Domnul își va împlini toată lucrarea lui pe muntele Sionului și la Ierusalim, voi pedepsi, zice Domnul, pe împăratul Asiriei pentru rodul inimii lui îngânfate și pentru trufia privirilor lui semețe. Căci el a zis, prin puterea mâinii mele am făcut aceste lucruri și prin înțelepciunea mea, că sunt priceput. Și își enumeră faptele de
biruință, de vitejie, cum se spune. Versul 16 apare sentința: de aceea Domnul Dumnezeu oștirilor va trimite ofilirea prin războinicii lui cei mai voinici și între aleșii lui va izbuni un pârjol ca pârjolul unui foc. N-a putut să stea împotriva Domnului. Mai amintim un cuvânt din 1 Timotei, capitolul 6, că noi nu suntem reși, dar poate avem ceva avere sau un drept, o poziție pe acest pământ. Sfatul Apostolului, versetul 17. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe. Observați primul sfat, că de aici pleacă toate celelalte rele. Să nu-și pună deja niște bogății nestatornice și în Dumnezeu care de toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de el. Deci dacă cineva e într-o poziție, l-a pus Dumnezeu. Dacă cineva are ceva, i-a dat Dumnezeu. Dacă cineva poate să facă ceva în biserică, asta vine de la Dumnezeu. În ce privește frumusețea fizică, citim din cartea profetului Ezechiel, capitolul 28, versetul 17. Vedeți, noastră scriptura are versete pentru toate situațiile. Are medicamente, identifică o boală, diagnostichează corect. 28:17. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Frumusețe ce determină, dacă nu suntem atenți, mândria. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Și în 31:10 este scris în aceeași idee: de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că au tulpină așa de înaltă, e o vorbire parabolică, pentru că își înălța vârful până la nor și inima îi se mândrea cu înălțimea lui. Da, poate să fie cineva de 1,90 m, se uită la altul de 1,60 m, zice, ce-i cu pigmeul ăsta aici? Și 9:30. Cuvinte aproape identice se regăsesc și în Isaia. Se referă la Moab. Observați sub câte epitete este prezentată mândria, cât de bogată era, era ca și un buchet. Ieremia 48:29-30. Am auzit de fudulia mândrului Moab, de îngânfarea lui, de trufia lui, de semețirea lui și de inima lui îngânfată. Vreo 6 imagini ale mândriei. Cunosc, zice Domnul, în fumurarea lui, lăudăroșii lui deșarte și faptele lui de nimic. Dar imaginație aveau foarte puternic. Mai adăugăm și un cuvânt din Iacov, capitolul 1, unde este scris pentru bogați, cum ar trebui să gândească pentru a nu se mândri, versetul 10, bogatul dimpotrivă să se laude cu smerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui, arzătoare și usucă iarba, floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării și ei piere. Așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. Și în capitolul 2 mai adăugăm un cuvânt ca și o atenționare pentru noi, că dacă cei ce au o anumită poziție sau frumusețe se mândresc, putem risca și noi să ne mândrim cu ei și să facem o nedreptate. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost, voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun, și apoi ziceți săracului, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi o deosebire în voință și vă și atenție și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele. Adică ne poate prinde mândria stând lângă unul care e cineva și îl dăm mai încolo pe un altul care nu-i cineva. Să fim atenți în această privință. Amin. Să trecem acum la a observa câteva efecte ale gândurilor de mândrie. Pentru că de regulă gândurile se dezvoltă în cuvinte, în fapte. Mândria generează multiple acțiuni păcătoase, de la vorbe trufașe, batjocuri, la ură, și de la o îmbrăcăminte excentrică la imoralitate. Și vinovat de toate acestea, se face mândria prin gândurile ei de început. De aceea trebuie să fim foarte atenți să nu lăsăm să germineze.
Să ne amintim de Saul. Citim 1 Samuel, capitolul 15, versetul 17. La început, el a fost un om smerit. N-a avut gânduri de mândrie. De altfel, avea motive să fie smerit. Nu era dintr-o familie deosebită, o seminție deosebită. Și zice Samuel, când erai mic în ochii tăi, ceea ce înseamnă că în interiorul lui nu avea gânduri de mândrie. Dar când a ajuns rege, altfel stau locurile, nu? Și asta l-a afectat, citim în capitolul 18, de la versetul 6, că atunci când femeile au luat cunoștință de înfrângerea lui Goliat și a filistenilor, ziceau, versetul 7, Saul a bătut miile lui, iar David zece lui de mii. S-a mâniat foarte tare. Dar ce l-a determinat să mâne? Era o zi de victorie, trebuie să fie o zi de bucurie. Să se bucure care în țară un asemenea tânăr. Și nu i-a plăcut vorba aceasta, el a zis, lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000. Cum adică? Eu mai puțin? Mândria. Și asta l-a dus la rău. David a avut mari probleme cu oamenii mândri. Să citim câteva cuvinte din Cartea Psalmilor, Psalmul 17 mai întâi. Să știți că oamenii mândri sunt periculoși pentru cei din jur. Citim de la versetul 10. Ei își închid inima, au cuvinte semețe în gură, se țin de pașii mei, mă înconjoară chiar. Mă pândesc ca să mă trântească la pământ, parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu care stă la pândă în culcușul lui. Pentru că Dumnezeu l-a ridicat pe David. Cei care aveau gânduri de mândrie nu l-au suportat. Și de aici toate problemele care le-a avut. Citim și din Psalmul 86, sunt tot cuvintele lui David, versetul 14. Dumnezeule, niște îngânfați s-au sculat împotriva mea. O ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viața și nu se gândesc la tine. Deci omul în pornirea mândriei uită de Dumnezeu, de dreptate, de milă. Mândria are manifestări foarte periculoase. Citit om din Psalm, Psalmul 123, versetul 3 și 4. Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, că suntem sătui de dispreț. Ne este sătul sufletul de bazjocură celor îngânfați, de disprețul celor trufași. De regulă își exprimă autoritatea, își scot în evidență poziția, capacitatea și ocazia aceasta îi face să se compare cu alții și să-i batjocorească. Să ne amintim de Haman. Ce altceva dacă nu mândria l-a determinat la tot ceea ce a făcut? Ce altceva dacă nu mândria l-a dus la moarte, prematur? Și-a pierdut poziția, și-a pierdut viața. Citim din Cartea Estera, capitolul 3. Iată că este foarte, foarte periculoasă mândria, așa cum am spus la început. După aceste lucruri, împăratul Ahasverus a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedeta Agagitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunul tuturor căpetenilor care au lângă el. Și asta l-a făcut să se umfle de mândrie. Voia ca tot să-i se închine și când l-a observat pe Mardoheu, asta l-a deranjat foarte mult. Citim din capitolul 5. Versetul 9, Haman a ieșit în ziua aceea, era ziua cu primul ospăț, la care invitase Estera, vesel și cu inima mulțumită, dar când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. Deci mândria i-a provocat mânie, i-a provocat ură, l-a dus la dorința directă de crimă. Iată un alt cuvânt care descrie mândria lui, versetul 12. Eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Ester l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut și sunt poftit și pe mâine cu ea la împăratul. Dar toate acestea n-au pentru mine niciun preț. Câte vreme voi vedea pe Mardoheu iudeul acesta șezând la poarta împăratului. De ce e în stare mândria? Să-ți fure toată bucuria. Nu era mulțumit cu poziția, cu onoarea de a fi al doilea după împărat. Că unul nu-i dă slava cuvenită. Și știți ce s-a întâmplat? În dimineața următoare, când a întrebat împăratul ce să fac cu cel ce merită, cine? Eu?
Mândria are răbufniri în toate părțile. Oriunde se întoarce omul mândru, face păcat. Mândria generează o multitudine de acțiuni păcătoase. Citim și din Cartea Proverbe, capitolul 13, versetul 10. Prin mândrie se atâță numai certuri. Să nu te atingi de un om mândru. Face scandal. Proverbe, capitolul 21, versetul 4. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candelă a celor răi, deci asta iluminează, asta îi conduce în toate acțiunile lor, nu iese decât păcat. Deci din mândrie nu se naște neprihănire niciodată. Numai păcat. Tot de aici, versetul 24. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Deci cel mândru nu doar că face o sumedenie de păcate, le face în regim de urgență. E pornit, nu suportă. Un al doilea efect al gândurilor de mândrie. Toată slujirea omului mândru e lipsită de evlavie și este o amăgire, este o adăugare la toate păcatele care le face. Aceasta se așează ca și o pătură peste toate păcatele și vor purta toate aceeași stare. Și asta e foarte periculos în adunare, pentru că oamenii mândri pot să pară drept oameni cu râvnă. Și cum spuneam până aici, omul care e capabil e cu atât mai mult împins la gânduri de mândrie. Și poate să treacă drept un om dăruit și hăruit de Dumnezeu. Să citim din Cartea Proverbe, capitolul 15, versetul 8, și să facem diferența. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, deci un om păcătos nu are ce sluji. Dar ascultați un verset care aduce un amănunt în plus, 21 cu 27. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, prima parte a versetului e ca cel de dincolo, acum partea a doua. Cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Deci când omul are și intenția vinovată. Și cum spuneam, poate fi tentat un om mândru să slujească. Numai că, așa cum spunea Domnul Luca 16 cu 15, cei înălțat între oameni o răciune înaintea lui Dumnezeu. Citim și din 1 Timotei, capitolul 6, aici există o prezentare concretă. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoasele Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, omul mândru nu îndeamnă la evlavie. În viața lui, în învățătura lui, se resimte la o privire atentă și în viitor, duhul de mândrie. Este plin de mândrie. Și nu știe nimic. Banca are boala cercetărilor fără rost, ceea ce îl face să pară studios, interesat. Și a certurilor de cuvinte, v-am spus, mândria le naște pe toate, din care se naște pisma, certurile, clevetele, bănile rele. Ferește-te de astfel de oameni. Doamne, ajută-ne să identificăm la vreme. Dar poate fi evidentă mândria și în viața oricărui membru din adunare. Spune Scriptura în Cartea Deuteronom, capitolul 17, că atunci când cineva ajungea într-un litigiu în fața preotului, trebuia să se supună acelei decizii dată de cea mai înaltă instanță. Omul care din mândrie nu va asculta. Și spune versetul următor, va trebui pedepsit pentru ca tot poporul să audă să se teamă și să nu se mai îngânfe. Deci, fie la amvon, fie în sală, mândria face ca toate păcatele noastre să se amplifice și să fim cu atât mai vinovați înaintea Domnului. Și o a treia idee despre efectele gândurilor de mândrie, mândria, care pornește din gând, duce la pierderea tuturor harurilor divine și la grăbirea pedepsei. Prin mândrie pierzi tot ce ai avut și ți se va rosti sentința.
În cartea Proverbe, capitolul 6, versetele 16 și 17, este o listă cu lucruri care sunt urâte Domnului. Știți care e primul pe listă? Așa cum am început și noi studiul. Mândria. Vom vorbi în lecțiile următoare de alte gânduri, dar acesta mi se pare cel mai periculos. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Vă citesc din cartea profetului Isaia ca să vedeți cât de categoric este Dumnezeu împotriva celor mândri. Capitolul 5, de la versetul 13. De aceea poporul meu va fi dus pe neașteptate în robie, boierimea lui va muri de foame și gloata lui se va usca de sete. De aceea își va deschide locuința morților gura și își lărgește peste măsură gâtlejul ca să pogoare neamăreția și bogăția Sionului cu toată mulțimea lui gălăgioasă și veselă. Și astfel, cei mici vor fi doborâți, cei mari vor fi smeriți și privirile trufașe vor fi plecate. Dar Domnul oștirilor va fi înălțat prin judecată și Dumnezeu cel Sfânt va fi sfințit prin dreptate. Ieremia 50, capitolul, versetele 30 și 31. Mi se pare aici un cuvânt foarte bogat pentru tema noastră. Iată, am necas pe tine, îngânfatule. E un cuvânt pe care Domnul poate adresa la orice om mândru. Ți-a venit ziua, vremea pedepsirii tale. Îngânfatul acela se va potigni și va cădea și nimeni nu-l va ridica. Voi pune foc cetăților lui și voi mistui toate împrejurimile. Pentru că Dumnezeu este foarte categoric. Să ne amintim de Nebucadnețar, care s-a mândrit. L-a suportat Dumnezeu cu alte păcate, dar nu cu mândrie. Asta rezultă din cele scrise în Daniel 4, îi zice profetul în versetul 27, pune capăt păcatelor tale. Și l-am gândit Dumnezeu un an de zile. Dar când a ajuns să spună, versetul 30, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Și așa spunea în timp ce se plimba. Aș spune că în primul rând vorbea cu sine. Versetul următor, nu se sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și un glas a pogorât din cer să află împărate Nebucadnețar că ți-a luat împărăția. Pierzi tot și grăbești pedeapsa dacă ești mândru. S-a pocăit în urmă. Și zice în finalul capitolului, partea ultima, versetul 37, Dumnezeu poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Doar ce în pagina să vedem că nepotul lui nu s-a lecuit de aceasta. Versetul 20 îi amintește Daniel de bunicul lui, dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. Versetul 22, dar tu, Belșațar, nu te-ai smerit. N-ai văzut că Dumnezeu e atitudine față de cei mândri? Să ne amintim de Ahab, 1 Împărați 21 cu 27. S-a smerit și a pus un sac pe trup, postea. Și a zis Dumnezeu? Amân pedeapsa. Mândria grăbește pedeapsa, smerenia o amână. Noi avem de ales. La un om smerit, Dumnezeu dă șansă să pocăiască. S-ar putea pe un om mândru să nu-l mai îngăduie. Vreau acum să privim la modul în care trebuie să luptăm împotriva gândurilor de mândrie. Cum putem să fim biruitori? În primul rând, să ne luptăm cu firea noastră pământească, să limităm, să stopăm manifestările mândriei. Ține de noi în a ne cerceta, în a ne controla. Spunea Ana în cântarea ei, nu mai rostiți cuvinte semețe și să nu vă iasă din gură vorbe prin care să vă lăudați, cuvinte de mândrie. Controlați-vă cel puțin la vorbire. Înțeleptul scria în Proverbe, capitolul 30, versetul 32, referitor la posibilitatea noastră de a ne controla. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gândurile, pune mâna la gură. Adică fă ceva să te controlezi, taci. Asta e mai ușor pentru cine are Duhul lui Dumnezeu și dispune de harul înfrânării poftelor.
pentru cel înțelept. O a doua atitudine, să fim conștienți că visele mândriei nu sunt reale și nu se împlinesc. Deci să nu lăsăm mintea noastră să voiajeze și să ne imaginăm, voi fi, voi face. Dumnezeu nu permite. Dar păcatul se notează. Să ne amintim de Adonia, fiul lui David. Spune Scriptura, cartea 1 Împărați, capitolul 1, versetul 5. Adonia s-a sumețit, adică s-a mândrit până acolo și a zis, eu voi fi împărat. Și n-a fost doar așa o imaginație. Ah, poate voi fi, poate nu voi fi. Trag nădejde. Nu, s-a și pregătit. A organizat o avangardă de călăreți, de cară. Și ascultați ce spune el mai târziu, capitolul 2, versetul 15. Știi că împărăția era a mea și că totul Israelul își îndreta privirile spre mine ca să fiu împărat. Sărmanul, așa și imagina, că toată lumea l-ar vota pe el. A fost așa? N-a ajuns împărat. A murit tânăr. Visele mândriei nu se împlinesc. Observați politicienii, dacă e vorba de o campanie electorală, nu doar că se laudă, dar se și prezintă ca și deja câștigător, ca și cum ar câștiga toți, nu numai câte unul sau câte locuri eligibile sunt. Să spunem oamenilor care se laudă că vor face, că vor drege, că de regulă aceste ambiții nu sunt realizabile. Iată ce cuvinte rostea Maria în cântarea inspirată, Luca capitolul 1. Ea a văzut această realizare. Probabil că în Israel mulți își imaginau, din neamul meu va veni Mesia. După părerea unora, fecioarele așteptau să ele să-L nască pe Mesia. Nu știu exact între cadru. Dar ascultați cuvintele ei, citesc de la versetul 48, pentru că Dumnezeu a previs pe starea smerită a roabei sale. Și la smeriți li se împlinesc visele. Și scrie tot aici, în versetul 51, le-a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, s-au spulberat. A răsturnat pe cei puternici pe scaunul de domnie și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Visele mândriei nu se împlinesc. Să ne amintim și de o pildă spusă de Domnul despre un om căruia a rodit țarina. Ce spune el? S-a sunt asigurat pe câțiva ani. S-a împlinit visul? Nu. De aceea nu e înțelept să te lauzi și să visezi în forma aceasta. Să știți că de regulă omul nu poate fi deopotrivă și mândru și înțelept. Pentru că înțelepciunea, scrie în Proverbe 8:13, că urăște trufia și toate celelalte păcate. Înțeleptul mai degrabă este smerit, se așează mai la urmă. Și visul lui se va împlini, că acolo îl las. Se va împlini în plus de visul lui, este mutat mai în față. Dar celălalt care a visat să stea în față, nu îi se va împlini visul, că poate să fie degradat. Un al treilea aspect, să valorificăm împlinirile realiste ale smereniei, adică să găsim în smerenie bucuriile care ni le rezervă ea. Ca să nu mai umblăm după năluci și să credem că numai dacă vom fi cineva, vom putea să fim cu adevărat fericiți. Ca și bietul Haman, care credea poziția care o am nu valorează. Nu se putea bucura de cât avea? Nu putea să meargă liniștit la ospăț? Dacă ar fi fost smerit, s-ar fi bucurat. Smerenia are idealuri care pot să împlinească pe om. Citim în Matei capitolul 20 că între ucenici s-a evit o discuție pentru poziția din tâi. Și Domnul, după ce discută și cu cei doi fii al lui Zebedei și cererea lor, le spune apoi de la versetul 26, între voi să nu fie așa, cine e în față? Nu, să faceți loc altuia în față. Oricine va vrea să fie mare, între voi să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie el cel din tâi, între voi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și a găsit satisfacție în aceasta. Citim Marcu, capitolul 9, de la 33, pentru discuția amintită.
Apoi au venit la Capernaum, când erau în casă, Iisus i-a întrebat, despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau. Pentru că pe drum se certaseră între ei să știe cine este cel mai mare. Domnul a luat un copilaș și a enunțat un principiu, versetul 37. Oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine. Și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m-a trimis pe mine. Și-ar dori femeile să fie cu burta mare și cu copilaș după ele? Poate și-ar dori unele să fie femei de succes, cum este acum, la modă. Da, dar aceste femei de succes sunt alese de două ori și a treia oară nu mai sunt alese. Pe când o mamă care își vede de visul ei smerit, să stăruiască cu smerenie 1 Timotei 2 cu 15, își va vedea visul mai târziu împlinit, se va bucura de copilul ei, se va bucura în împărăția lui Dumnezeu. Să ne amintim de cele scrise de Apostolul Pavel, citim din 1 Corinteni, capitolul 3, asta legat de slujirea din adunare. Noi putem să ne bucurăm de poziția care o avem, nu să fim nemulțumiți că nu avem altă poziție. Prorocul să fie mulțumit de descoperirile lui, nu neapărat să dorească să fie păstor. Cântărețul să se bucure de lauda care i-a fost dat harul să o aducă înaintea Domnului ca o jertfă. 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 5. Cine este Pavel? Cine este Apol? Niște slujitori al lui Dumnezeu care și-au găsit satisfacție în a sluji, nu în a fi ceva. Și fiecare după puterea lui de Domn, dată de Domnul, eu am sădit, Apol au dat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Ne putem bucura în condițiile acestea, eliminând ca și concept gândurile de mândrie. Citim și din 2 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 5. Așa gândea apostolul și gândea bine. Și tot a mai fost păzit de Dumnezeu să nu se mândrească. Nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a făcut în stare să fim slujitori în legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață. Deci nici un predicator, nici un proroc să nu gândească ce am spus, ce predică am rostit, puternică. Dumnezeu ne dă cuvintele. Și dacă nu ni le dă El, știți ce ne poate face Dumnezeu? Să ne lase să rostim o predică după reguli omiletice, care să corespundă unor cerințe ale auditorului și în final să nu aibă niciun scop, adică să nu aibă niciun rezultat acea predică. Oamenii să nu fie mișcați. Dimpotrivă, Dumnezeu poate pune, cum scrie în Maleahii 2, un gând rău în poporul care ascultă și să dă replica înapoi în loc să te aprecieze. Că oricine se înalță va fi smerit. Să ne bucurăm așadar de smerenie și să nu căutăm satisfacții în mândrie. Sunt ireale. Și un ultim aspect. În sau prin dragoste, cum vreți să ziceți, se câștigă bătălia contra mândriei. Priviți în viața de familie. Se mândrește mama față de copilașul ei. Se bucură să fie fata ei mai prețuită și mai frumoasă decât ea. Se mândrește tata în fața băiatului, să-i spună la un băiat de câțiva ani, băi, vezi ce mititel ești. Păi eu te țin, eu fac tot pentru tine. Așa este. Dar în dragoste, îl ia în brațe, îl prețuiește, vrea să-l crească. Asta spune în 1 Corinteni, capitolul 13. Deci gândurile de mândrie sunt o dovadă a absenței dragostei noastre. Scrie aici în primele versete că poți să ai una și alta și dacă n-ai dragoste și te îngânfi, nu ești nimic. Pentru că scrie aici, versetul 4, partea finală, dragostea nu se laudă și nu se umflă de mândrie. Ea n-are probleme de genul acesta. Când un soț își iubește soția sau soția soțul, n-are probleme să gândească așa cu un aer de superioritate și dacă e superioară sau superior. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se gândește la rău. Doamne, lasă prin Duhul Tău dragostea între noi. Că așa începe roda Duhului cu dragostea, asta topește mândria și se încheie cu înfrânarea, dar chiar mai scap ceva, le controlezi la urmă. Așadar, să ne controlăm
fiind conștienți că mândria e demonică, e păcătoasă, e periculoasă, și să fim satisfăcuți de smerenie și să rugăm pe Domnul să putem sluji în dragoste. Asta dă împlinire și va aduce răsplată. În încheiere, afirm că gândurile de mândrie sunt nu doar cauza multor păcate, ci le duc la pierderea relației cu Dumnezeu și cu tot ce decurge din aceasta. Omul mândru îl pierde pe Dumnezeu, nu doar din gând, îl pierde în relația lui. Asta spune în Roman, capitolul 1, aici este o descriere foarte concretă a ceea ce s-a întâmplat pe pământ. Versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Versetul 22, s-au fălit că sunt înțelepți. L-au schimbat pe Dumnezeu, a ajuns idolatri, imorali și apoi toate celelalte la rând au urmat și omul a ajuns fără Dumnezeu și asta înseamnă și fără viitor. De asemenea, să spun, să reținem în final, mândria în gând și cu toate formele de manifestare, ori este înlocuită cu gândirea Domnului Iisus Hristos, care a fost asemenea lui Dumnezeu și nu s-a mândrit, a coborât asemenea nouă și ne-a slujit, dacă reușim să dobândim gândul acesta, mândria nu mai are niciun acces, nicio putere. Asta spune Pavel, Filipeni, capitolul 2. Citesc de la versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care e în Hristos Iisus. Și aici vorbește în primul rând de alternanța, mândrie sau smerenie. Ca asta spune versetul anterior. Nu faceți nimic din slavă de șart. Fiecare în smerenie se privească pe un altul mai presus decât pe sine însuși. Îl dă ca exemplu pe Domnul Iisus, s-a smerit și apoi finalul. De aceea, versetul 9, Dumnezeu l-a înălțat, le-a spus de mult, cum funcționează mecanismele astea lui Dumnezeu. Cobor jos, ursus, ursus, cobor jos. Și dacă noi nu vom înțelege și nu ne vom lupta să dobândim gândul Domnului, știți ce mai rămâne? Pedeapsa divină. Sunt multe versete în Biblie care descriu aceasta. Eu vă amintesc doar câteva pe scurt. Psalmul 31, versetul 23. Iubiți dar pe Domnul toți cei iubiți de El, căci Domnul păzește pe cei credincioși și pedepsește aspru pe cei mândri. Cartea Proverbe, capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufă și se oscârbă înaintea Domnului, atenție, hotărât, ea nu va rămânea nepedepsită. Apoi în Isaia 2 și în Maleahii sunt niște descrieri mai ample, Domnul să ne păzească și să ne ajute să ne smerim, începând cu gândul, să-i semănăm Domnului Iisus și să găsim satisfacție în aceasta, că satisfacția e pentru smeriți. Întristarea, iluzia și în final pedeapsa pentru cei mândri. Doamne, ajută-ne să-ți urmăm și să slujim. Amin.